Francisco. Ce-ai pus în pahar de măsintate de disco. Toată lumea e pe soi, ele, că picioarele sunt ele. Nu mai gândește că coceantă de la voi. Probleme metalice. Hai, hai. Hai, hai. Are ăla mă oprit, mă. Câteva cuvinte despre acțiunea de astăzi. Cum a venit această idee? Această idee trebuie să recunosc că vin din partea clubului Night Wolf. Ei au apelat la serviciile fundației noastre și cu această ocazie am încercat și noi să mediatizăm rândul motociclistul și cazul de care ne-am ocupat și l-am mediatizat și l-am promovat de strângerea de fonduri în legătură cu Mihăiță Anton, băiatul de 23 de ani care în urma unui accident de motocicletă a rămas paralizat. Este bine că un club de motocicliști vine și le explică celor din Giurgiu, viitorilor și actualilor motocicliști, pericolele ce așteaptă, norme de conduită. Motocicleta este un lucru frumos în rândul tinerilor, dă bine la CV-ul, cum spun ei, numai că are foarte multe capcane. Și tocmai pentru aceasta, în acest scop, am încercat să facem această acțiune. Oricum, acțiunea de astăzi nu va rămâne singulară. Noi vom mai promova două acțiuni cu poliția și cu factorii de resort din oraș și de mediatizare și de conduită preventivă, atât în rândul pietonilor, cât și în rândul șoferilor. Cum a venit această idee de a organiza această acțiune pe linie preventivă la Giurgiu? Ideea ne-a venit, am avut o colucrare împreună cu Fundația Nicolae Barbu, cu Poliția Rutieră pentru prevenirea accidentelor și noi, fiind un club cu o istorie,
ne-am gândit că ar fi bine să dăm niște sfaturi, să dăm un de ajutor pentru treaba asta. Și în consecință i-am invitat pe prietenii noștri din Bulgaria la acest eveniment. Câți motociclisti s-au strâns astăzi aici și ce vom afla de la dumneavoastră? În jur de 50 de motocicliști și sfaturi de urmat în trafic, cum să ne protejăm în trafic, ce înseamnă viața pe motocicletă, cum să supraviețui cât mai mult în traficul infernal din țară. Cum este la Giurgiu? Cum ai simțit la Giurgiu? Tihăresc, văd, la Giurgiu? Da, zăpăr în plățău, tu că first time în Giurgiu. E prima oară în Giurgiu și e foarte frumos, se simte foarte bine. Ce aveți de gând să le spune giurgiuvenilor? Asta și un mesaj, cu ce mesaj ați venit? Că voi scrieți de cașvă în Giurgiu, vezi că motociclistii. Tu ai mesaj de motociclistii pe Giurgiu? Да карат slowly, внимателно и да се пазят. Să conducă încet, cu atenție și să aibă grijă de ei. Și pe viitor vor mai exista și alte acțiuni similare? Sigur, 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 sigur. De poliție județean Giurgiu, serviciu circulației, dați-mi voie să le mulțumesc că au venit în Giurgiu să le ociclist. Spre rușinea mea, eu sunt șofer și mai puțin știam de existența acestui club. Să îi aveți în mijlocul dumneavoastră, să le puneți întrebări, să schimbați impresii și de ce nu o parte dintre dumneavoastră să facă parte din acest club. Fundația pe care o reprezint a dorit să se implice în acest caz din două motive. Unu, de a conștientiza în rândul motocicliștilor și a participanților la trafic de pericolele care pot apărea din partea motocicliștilor și nu numai privind circulația pe drumurile publice. Și în al doilea rând, din primăvară, de când am aflat de acest caz, suntem alături de Mihăița Anton, băiatul care, tot motociclist ca și voi, într-o clipă de neatenție, l-a făcut, din frumusețea plimbatului pe motocicletă, chinul de a merge în scaunul cu rotile. Comisar, pe cineva cu motocicleta, făcând, poate pentru noi ni se pare că este un lucru anormal, dar... Totuși, e bine ca măcar astăzi, în acest loc, să păstrăm acele reguli de conduită preventivă și să nu le dăm un exemplu negativ celor care au venit să ne privească. Aș vrea să-i dau cuvântul domnului subcomisar. Dânsul se ocupă de campaniile de prevenire în rândul participanților la trafic. Să vă spună și dumnealui bine ați venit și să vă explice din, aportul și contribuția Poliției Rutiere la promovarea anumitor reguli de conduită, tocmai ca să nu ajungem la situații de accident, atât de, dureroase pentru toți. Și dumneavoastră pentru prezență. Mulțumim... celor din Bulgaria, am înțeles că este un club din Bulgaria care participă la această acțiune. Acțiunea are un scop preventiv și anume reducerea victimizării în rândul participanților la trafic în calitate de motocicliști. Știți foarte bine că un motociclist își asumă riscuri mult mai mari în momentul în care se deplasează cu un asemenea vehicul pe drumurile publice, pentru că ne deplasăm totuși pe două roți. Un vehicul cu două roți deja prezintă un risc mult mai mare decât un standard, un vehicul cu patru roți. Știți foarte bine că sunt reguli de circulație încălcate de alți participanți la trafic, ceea ce determină ca în urma evenimentului respectiv să rezulte victime care nu au comis sau nu au încălcat o regulă de circulație, cu de exemplu motocicliștii. Dumneavoastră vă deplasați pe vehicule mult mai mici, vehicule care se deplasează cu viteză mult mai mare și sunt foarte greu observați în trafic,
De aceea, din statistici, evenimentele rutiere în care au fost implicați motocicliștii s-au produs majoritatea pe fondul neasigurării de schimbarea direcției de mers și de asemenea neacordării priorității de trecere. Majorile motocicliști care proveniți din această categorie, vă dați seama că urmare a unui accident de circulație, consecințele sunt dramatice, rezultatele și durerea celor care rămân în urma dumneavoastră este pe măsură. Gândiți-vă că rămân în urmă familii, rămân prieteni, de ce nu societatea care așteaptă ceva de la dumneavoastră. Noi vă mulțumim pentru prezență, vă mulțumim pentru că de fiecare dată ați fost receptivi la Giurgiu, chiar și în toată țara, la acțiunile desfășurate la care au participat reprezentanții ai Poliției Rutiere. Vă mulțumim pentru modul în care ați perceput și ați dat dovadă de o conduită deosebită în trafic, dar și de mediatizare și determinare a colegilor noastre să respecte regulile de circulație. Încă o dată vreau să vă spun că aveți mult mai multe obligații decât ceilalți participanți la trafic, nu obligații legale. Gândiți-vă că sunteți mai puțin observați în trafic. Vehiculele sunt mici, viteza este foarte mare, vă puteți deplasa cu viteză mare, iar modul de a vă observa, de a fi observat de ceilalți conducători de autovehicule, este cât de cât redus. Dar nu există în momentul de față o obișnuință, să zicem așa, în trafic a celorlalți conducători de vehicule și obligația noastră este să desfășurăm activități de conștientizare și a celorlalți participanți la trafic privind acest aspect, că pe drumurile publice Nightwolf este un club format în estul europei, mai precis în Moscova, și are filiale momentan în mai multe țări din Europa de Est, cum ar fi Bulgaria, Macedonia, Serbia, România mai nou. Și principala noastră ocupație este motocicleta. Mergem la întruniri, la evenimente, avem și membri tineri și membri foarte în vârstă, ceea ce sperăm să ajungem și noi odată dacă vom circula prudent și cu plăcere, în primul rând. Nu sfătuiesc pe nimeni să meargă nechipzuit. Și vreau să acordăm tot sprijinul nostru pentru Mihăiță și să sperăm că în viitor apropiat ne vom vedea pe două roți. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu! Oricum, aștept din partea dumneavoastră acel sprijin moral pentru Mihăiță. Și el a avut plăcerea și bucuria de a se plimba pe două roți ca mulți dintre dumneavoastră și exact cum spunea și domnul subcomisar, o clipă de neatenție, faptul că nici experiență nu a avut, l-a transformat, v-am spus, din plăcerea de a merge pe două roți, tot pe două roți, dar fără să poate avea mobilitatea necesară. N-am vrut să mediatizez excesiv acest caz. Mihăiță oricum știe că suntem alături de el. Încercăm să găsim o clinică din țară, o clinică din străinătate, care să-l facă cât de cât să fie ceea ce a fost înainte. La Mihăiță șansele sunt de recuperare, el nu a avut secționată întregime măduva osoasă și atunci poate prin exerciții, prin fizioterapie, poate să devină iarăși între noi aceeași persoană volubilă și care a fost înainte de tragicul accident. Sunt abnegație prin, eu știu, un serviciu medical adecvat, au putut să revină pe picioare. Am lupul moralist, nu prea am de poliției, dar ce să zic, am îmbătrânit un pic, sper să nu fi venit și mie mintea un pic la cap și sper ca, eu știu, să nu se mai întâmple, să nu mai avem parte de asemenea evenimente, că
nu face bine nimănui. Și eu știu, să fim un pic mai prudenți, să nu mai fim atât de supărați pe automobiliști, că până la urmă e destul de greu să ne observe. Și puțin mai încet. Ce mesaj ai pentru tineri îndrăgostiți de această pasiune? Păi mesajul ar fi să se urce pe motorete, să umble îmbrăcați și să aibă grijă de ei. E destul de greu, e adevărat, că tentația e foarte mare să tragi de accelerație. Eu știu foarte bine cum este, că am făcut și eu treaba asta. Am avut noroc și am scăpat fără accidentări foarte, foarte grave. Dar, după cum observăm, se întâmplă lucruri răte. Cum e acest hobby? Extraordinar de frumos. Extraordinar de frumos. Mă rog, acum, ca orice hobby e frumos. Motociclismul pentru mine este foarte frumos. Sunt șoferi, George. Cum? Sunt șoferi. N-aș putea să spun. Orașul este mic. Nu. Am avut câteva întâlniri cu ei, câteva coleziuni, dar s-au terminat ok, dar relativ bine. Ce ai învățat din experiența trăită? Ce e o experiență neplăcută și am învățat că viața contează mai mult decât orice. Trebuie să fim foarte atenți când circulăm cu orice an cu autovehicul sau scooter, cu ce-o fi. Ce mesaj ai pentru tinerii care sunt îndrăgostiți de această pasiune? Să aibă foarte multă grijă, să fie foarte atenți. Cum te simți? Mă simt mai bine, mai bine. Te duci spre mine. Te pleci de pe larg, te duci spre mine și pe urmă iar larg, da? Deja ai încălcat o regulă, tu te-ai încălcat. Gata. Zeci de motoare, care mai de care mai interesante și mulți cai putere. Zeci de motocicliști din toată țara s-au întâlnit astăzi la Giurgiu pentru a sta de vorbă cu tinerii îndrăgostiți de o pasiune destul de periculoasă, motoarele. Echipamentul adecvat, casca de protecție, sunt principalele condiții pe care un motociclist trebuie să le... Hai, lasă! Echipamentul adecvat, casca de protecție, sunt principalele condiții pe care un motociclist trebuie să le... Echipamentul de protecție, casca de protecție... O iau de la capăt mare... Gata. Echipamentul adecvat, casca de protecție sunt principalele condiții pe care un motociclist trebuie să le Echipamentul adecvat. Echipamentul adecvat, casca de protecție sunt principalele condiții pe care un motociclist trebuie să le respecte în trafic, pe lângă regulile de circulație, bineînțeles. Nu procedați ca la mine, eu tocmai m-am plimbat cu motociclist, dar fără cască.
dai celor îndrăgostiți de această pasiune? Să porte echipamente de protecție și să meargă cu grijă. Cum e acest hobby? Foarte frumos, în schimb, extrem de costisitor. De când timp îl practici? De 2 ani. Și ce motor ai? Dar câteva dacte tehnice. Un CBR de 900. Destul de puternic. Destul de puternic. Pleacă acum. S-a întâmplat vreodată Nu, n-am avut niciun incident. Slavă Domnului. Nu sunt șoferii, George. Neatenți. Extrem de neatenți. Nu vă remarcă în timp? Nu. Trebuie să avem foarte mare grijă la autovehicule din trafic. Ni se taie fața, nu se acordă prioritate. Deși avem niște motociclete foarte zgomotoase, tot nu ne aud și nu ne văd. English? Okay. How is this sport? Yeah. Sport, what is sport? Sport. Hobby? Hobby, yes. The bike is my hobby. I went with my bike, I drive with my bike around Bulgaria and around Romania. Every year I make a trip in Romania. How many years? 3 years. Every year I go in Romania about 1,000 kilometers. Your castles. Yeah, Brasov, Bran, Peleș, Slanic, the sound mine there. I like Romania. The people is very friendly here. I like. Este unul, mergeți încet și să ajungem să albim cu toții, cum am mai spus mai devreme. Este foarte frumos să poți să mergi cu motocicleta și la 60 de ani și la 70 de ani. Am văzut chiar motocicliști foarte vârstă, să zic, la 80 de ani abia reușeau să se urce pe motocicletă. Ceea ce e un lucru fantastic, cred. Aveți asemenea membri? Bineînțeles, avem membri care sunt depășiți de 60 de ani și merg din copilărie cu motociclete, începând de la motocicletele cele mai vechi. Am venit un grup restrâns, în jur de 11-12 motociclete. Restul au alte treburi prin țară și chiar în momentul ăsta e un grup de motocicliști care transportă o icoană, icoana Sfântului Andrei, de la Moscova spre Muntenegru. Și colegii noștri participă la acest marș. Inițiativa creonării acestor